Mugurel Marcoianu, primarul comunei Măciuca, a anunțat în cadrul conferinței de presă de vineri de la sediul PNL Vâlcea că toți vârstnicii din localitate vor beneficia de un centru de zi, o cantină socială și o unitate de îngrijire la domiciliu. De asemenea, tinerii și persoanele vulnerabile beneficiază de un centru social pentru facilitarea accesului pe piața muncii. Primarul comunei Măciuca, Mugurel Marcoianu, prezent la conferința de presă susținută la sediul PNL Vâlcea din data de 17 noiembrie, asigură toți locuitorii comunei că are proiecte importante pentru dezvoltarea traiului locuitorilor. Astfel, prin programul operațional regional se va dezvolta un complex de servicii sociale pentru persoanele vârstnice în Măciuca prin înființarea unei cantine sociale, un centru de zi și o unitate de îngrijire la domiciliu. Avem un proiect pe programul operațional regional de complex de servicii sociale pentru persoane vârstnice, comuna Măciuca, prin care vom înființa 3 servicii sociale, cantină socială, centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu. Este de altfel prima finanțare europeană a comunei Măciuca după 10 ani de zile. De asemenea, primarul anunță că un alt proiect finanțat este construirea unui centru social pentru facilitarea accesului pe piața muncii pentru tineri și persoane vulnerabile. Această finanțare de 1 milion de euro au fost formate profesional un număr de 175 de persoane din categoria vulnerabilă, șomeri și tineri care nu au un loc de muncă. Un alt proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală este construirea centrului social în satul Oveselu. Aici se vor desfășura servicii sociale pentru facilitarea accesului pe piața muncii pentru tineri și pentru persoanele vulnerabile. Această finanțare ne-a facilitat accesarea unei alte finanțări complementare pe programul operațional Capital Uman, proiectul despre care vă spuneam la infrastructura educațională, care a avut și componenta de after school. Așadar, prin această finanțare de 1 milion de euro au fost formate profesional în număr de 175 de persoane din categoria vulnerabilă, persoane cu venituri reduse sau fără venituri, șomeri, tineri care nu au loc de muncă. Edilul susține că până în momentul de față au fost finanțate 13 planuri de afaceri, fiecare în valoare de 22.000 de euro, beneficiarii fiind persoanele vulnerabile din comuna Măciuca. Înființarea de noi locuri de muncă reprezintă un obiectiv principal al primarului.